întărirea dreptei politice la Giurgiu sau întoarcerea in corpore a celor de la Mișcarea Liberală în sânul PNL înseamnă principalul eveniment politic de pe scena giurgiuveană, de pe scena politică giurgiuveană din ultima perioadă. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție Audiența. Despre întoarcerea, da, așa spun ei, întoarcerea celor din Partidul Mișcarea Liberală în Partidul Național Liberal și nu numai, vom vorbi astă seară cu domnul Gheorghe Ștefan, președintele PNL Giurgiu. Bună seara, domnule președinte. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor Giurgiu TV. Bine ați revenit în emisiunea mea, nu ne-am văzut dinainte de 5 iunie. Cred un reper da. În timp foarte important. Cum s-a resimțit momentul 5 iunie? Nu știu, cred păi, că am zis a fost fire 5 iunie în organizație. De după 5 iunie, pentru că în campania electorală de la alegerile locale, să spunem așa, că rolul meu a fost de susținere, de partener sau, eu știu, de creare de substanță pe lista de Consiliu Județean. Și am lăsat pe colegii și pe prietenii mei, cei doi candidați la președinția Consiliului Județean și a municipiului Giurgiu, să fie vioara întâi și să convingă electoratul să ne acorde voturile lor. Din punctul meu de vedere, scorul pe care l-am obținut la locale nu este unul foarte rău, asta pentru că am plecat în aceste alegeri cu doar 6 primari din 54 de localități. Nu este foarte rău în contextul în care toți banii alocați județului Giurgiu, și aici fac o paranteză, județul Giurgiu a beneficiat de cele mai multe fonduri alocate pe ordonanța 28 pentru spațiul rural din țara, din România. 130 de milioane de euro date toate doar la primăriile PSD. Și atunci sigur că este explicabil faptul că PSD-ul și-a convins primarii și-a mobilizat electoratul și a scos scorul pe care l-au scos. Credeți că este singurul factor de convingere, ca să spun așa, cel financiar în nu știu, vorbind de scorul de la alegeri? Doamna Drăgulin, sunt prea mic pe lângă Napoleon, care a spus că pentru orice soldat conștiința trece prin stomac. Să nu neglijăm aspectele financiare, economice. Dar nici nu sunt de neglijat. Banul dintotdeauna a fost un element de convingere suficient pentru politică. Da, și dar nu spun că totdeauna sau de fiecare dată, dacă situația asta duce în direcția corectă, pentru că dacă continuăm ce v-am spus mai devreme, că s-au adus 130 de milioane de euro care s-au împărțit primăriilor PSD la 45 de primării, ar însemna cam 4 milioane de euro de primărie. Uh-huh. Acum să mă ierte Dumnezeu. Cu 4 milioane de euro, primăriile astea ar fi trebuit să arate așa, cam cum sunt satele prin Austria, prin Elveția, să aibă tot ce trebuie. Avem și noi câteva prin județ, să știți. Da, două, trei, câteva. Însă, într-unul din ele, cel puțin, a avut buget cât ar fi avut în 40 de ani normali, i s-au dat în 2014. Și nu pronunț numele localității respective. Păi de ce nu pronunțați? Pentru că nu e în regulă. Mie nu mi se pare în regulă și nu mi se pare firesc ca finanțarea asta pe ordonanța 28 să o faci din bani naționali. Banul național este mult prea scump. Am mai spus-o, cred că la dumneavoastră încă o dată. Banul național e ăla care vine din taxe, din impozite, da. Din truda, din munca românului. Avem la dispoziție atâtea fonduri europene. Fără șgheap politic, fără... Tocmai. Și când iei pe ordonanța 28, din banul ăsta public, care e cel mai scump, îl iei fără reguli. Eu aș prefera, pentru o dezvoltare durabilă, sustenabilă, că tot e la modă, corectă, cinstită a oricărei comunități, să respect niște reguli, să iau bani europeni, dar să fac lucruri de calitate.
Eu mă uitam în timpul, în ziua de 5 iunie, în timpul alegerilor. Se asfalta în draci în câteva localități, cărora iar nu le dau numele, că nu e în regulă. Se asfalta, ieșeau aburi din asfalt și se ferea cetățeanul când merge la vot să nu calce pe asfalt. Dar știți cum se pune asfalt? Direct pe țărână, direct pe pământ. La toamnă te duci cu lingura și scoți, decopertezi asfaltul ăla. Asta nu este acțiune sau activitate responsabilă. Asta a fost făcută de ochii lumii, să păcălească electoratul, să păcălească lumea. Și... Dom'le, dar cât se mai lați să electoratul ăsta păcălit? Că până și un om obișnuit se își dă seama... Se lasă, doamna Drăgulina, atâta timp cât primarul și în Giurgi avem slavă Domnului și iar nu le dau numele, că se știu, atâta timp cât primarii lucrează terenurile agricole toate din jurul localității respective. Primarul are depozitul de lemne, primarul are depozitul de material de construcții, primarul are buticul, are chioșcul, le dă păi și foaie. Mod asta adică a inventat-o PSD-ul, credeți? E o treabă împământenită, e... Permit să vă contrazic, pentru nu, că... Nu, n-am spus că uitați, PNL sau altcineva, noi avem dar... 6 primari. La România... Nu avem mulți, noi avem 6 primari. Și niciunul nu se află în situația pe care am explicat-o am mai înțeles. Devreme. Adică avem pe cei 3 pe partea de nord și nu e niciunul în situația asta. Ăștia din sud la fel, 3. Deci, nu avem primari latifundiari. Ăștia se comportă în comunele respective ca pe propria feudă. Păi dacă pe mine m-au dat în calitatea de candidat la Consiliul Județean, într-o localitate în care primar PSD și unul... Iar nu spuneți că nu e în regulă, nu ziceți. Bine, la ghimpas, poftim. Așa. M-a dat afară din secția de votare, că mi-am permis să-i spun președintei secției de votare că cetățeanul, după ce a ieșit din cabina de vot, a desfăcut buletinul, a arătat unui reprezentant al PSD-ului îmbrăcat în roșu și dovada. Șapcă roșie, cum a votat, ăla a pliat buletinul, l-a băgat și drept dovadă că am adus la cunoștință președinte acest abuz, nu abuz, încălcare grosolană a legii, m-au poftit afară din secția de votare. Deci e greu să fii corect. Poate nu vă cunoșteau. M-am prezentat când am intrat în secția de votare, da. Da, cu câte astfel de incidente s-a confruntat organizația PNL? Cu multe, cu foarte multe, însă cel mai grav... Și raportate la biroul... Și o spun aici în fața dumneavoastră, eu am depus un memoriu la ministrul de interne. Mi se pare că poliția din Giurgiu, prin comportamentul pe care l-au avut, au favorizat foarte mult PSD-ul în toate localitățile. Am depus și probe, am depus memoriu scris și un stick la ministrul de interne, i-am cerut în Parlament să-l schimbe pe domnul Tache, o cer și aici încă o dată în fața dumneavoastră. Da, puteți dacă nu n-o va face, da. Puteți să probați faptul că... Dacă nu n-o va face, adică atunci o să dăm în presă stick-ul respectiv cu imaginile în care poliția, practic, păzește și are grijă. Păi dați-le, domnule, în presă, să le arătăm oamenilor. Mi se pare firesc întâi să aduc la cunoștință comandantului poliției, ministrului de interne. Dacă nu va lua nicio măsură, atunci o să vi le dau inclusiv dumneavoastră să le faceți și publice. Și inspectorul șef Vasile Tache, credeți că e direct răspunzător dacă un nu, eu n-am spus că s-a implicat dânsul, eu am spus că poliția... nu s-a implicat în sesizarea neregulilor pe care noi am le-am înțeles. Avut. Acum mi-e greu să cred că domnia sa în calitate de oberșef, de comandant suprem al poliției din Giurgiu nu cunoaște. Am fost în săptămâna de dinainte a alegerilor în birou la domnia sa și am cerut un singur lucru. Să fie corecți și echidistanți față de toate formațiunile politice. Și lucru v-a care nu s-a întâmplat. Că așa va fi. Era în ușe la ghimpați, un reprezentant al poliției, am sunat la 112, mi-au spus, dar e poliția acolo? Este. Păi dacă e poliția, nu mai venim. Zic, păi dar poliția nu se implică, nu face nimic. Și ce a zis polițistul? N-a zis absolut nimic. Cum n-a zis nimic? M-a lăsat? A zis ceva polițistul, nu m-a lăsat să trec pragul să mai intru înapoi în...
în secția de votare. Da, să stau în ușă, președintei. Da, să stau în afara ușii și să observ de dincolo de pragul ușii procesul ce se întâmplă. Da. Știți cum a semănat asta? Ca și cum te cheamă în instanță, te judecă, n-ai voie să... N-ai dreptul să te aperi. Să te aperi, dar n-ai voie nici să stai în sală. Stai în afara sălii și judecătorul te judecă înăuntru. Au fost momente înfiorătoare. Bine, din punct de vedere al democrației. Pe de altă parte și PSD-ul reclamă, dacă stați să-i ascultați, tot felul... Da, hoțul strigă hoții totdeauna. Da, eșecul a fost eșecul, pentru că a fost un eșec în 5 iunie. A fost asumat de către doi lideri de la Giurgiu, Florian Nicolae și Dumitru Beianu s-a retras din... Eu le mulțumesc încă o dată amândurora pentru activitatea pe care au avut-o. Eu cred că au făcut tot ce puteau să facă, cu mijloace oneste, cinstite și mai ales legale. Mai ales legale. Repet, scorul este unul bun. Vă spun acum așa, în premieră, dumneavoastră, noi nu ne gândeam să câștigăm Consiliul Județean. Doar printr-o alianță cu altă formațiune politică. Dar fiind serioși, nu poți să pleci cu 6 primari și să câștigi Consiliul Județean. No way, exclus. Da. Dar ne-am dorit și am fost foarte aproape și am fost convinși că vom câștiga primăria Giurgiu. Dacă pe mine personal mă doare ceva, asta mă doare cel mai mult, că nu am câștigat primăria Giurgiu. Pentru că, repet, a mia oară, personal consider că domnul Florian Nicolae ar fi fost mult, mult mai bun, incomparabil mai bun cu domnul, decât domnul Barbu. Domnul Barbu, care n-a făcut nimic, chiar mă uitam astăzi într-un ziar local, ce Laudatio se făcea într-un articol măreței piețe de pește, că iar o să spun asta, până când o să vin eu să închiriez, o să vorbesc eu cu băieții de la Mihilești să închirieze piața asta de pește, nimeni nu o să vină aici, dar nici băieții aia nu vor veni, că e pus aiurea, ce să facem? Știți, în business prima regulă și ultima regulă sună așa, știți de ce e nevoie? De trei elemente: location, location, location. În business, dacă n-ai locație... Sau, cum zic oamenii, vad. Cum zic oamenii, vad, vad, vad. Da. Locul în care am plasată n-are vad, nu sunt producători, da, n-o să vină nimeni niciodată. Chiar, apropo, că tot în presa asta care face Laudatio activității domnului Barbu, acum vreo 2-3 săptămâni, se scria că vine un investitor de la Sibiu să salveze și o că să închirieze piața de pește. Nu știu, că nu citesc, nu citesc dumneavoastră presa locală. Eu citiți, eu da, n-am timp. Am în fișa postului în fiecare dimineață, citesc sunt și eu presa informată locală și chiar și... îmi face plăcere. Nu, nu, sunt informată și chiar nu trebuie să citesc în presa locală. Sunt și articole foarte bune, recunosc, atrag atenția sunt, din titlu. Dar eu n-am spus că articolele da, sunt proaste sau rele. Întorcându-ne la persoanele care și-au asumat această înfrângere, vă întreb, dumneavoastră aveți conștiința împăcată? În ce sens? Față de acest rezultat, dacă lucrurile, dacă ați putea da timpul înapoi, ați face altceva, nu știu. Aș mai schimba, sigur. Uh-huh. E o prostie să perseverezi. Nu, nu, cu datele cu... de atunci, nu, după experiență, ce bine atunci era dacă, nu. Nu, nu, deci cu domnul Beianu am lucrat cot la cot. Am fost pe o lună de zile pe toate ulițele, pe toate comunele, în toate satele din județ. Vreau să vă spun că am făcut o campanie așa, ca la carte. Cinstită, corectă și legală. Da, o campanie frumoasă. N-am ce să-i reproșez. S-a făcut și la municipiu și chiar domnul primar, da, Nicolae Barbu a felicitat echipa de la municipiu pentru campania curată pe care au făcut-o. Și spun și legală, pentru că noi n-am avut niciun fel de contestație din partea AEP-ului pentru justificarea cheltuielilor pe care, adică n-am trecut dincolo de legalitate cu niciun leu. Totul a fost deschis, n-am avut nicio contestație și niciun fel de problemă. Sigur, e greu să dai timpul înapoi pentru că condițiile sunt diferite.
dacă, repet, la județ n-am fi, ne-am propus să scoatem un scor cât mai bun, dar de câștigat Consiliul Județean, n-ai cum, cu 6 primari, exclus. La municipiu, însă, cred că aș fi făcut mai mult. La municipiu, Florian a avut o campanie, s-a implicat extraordinar, și de Ziua Copilului, și chiar frumos, au făcut o campanie frumoasă. Lucru care n-a trecut neamendat de o parte a presei. Nu știu ce s-a întâmplat exact aici. Eu 2 zile am venit în municipiu, în 2 seri, după ce am venit într-una de unele din localitățile mai de aproape. Au făcut ce trebuie să facă o echipă într-o campanie. Da, și închiriat de sediu și frumos. Ce părere aveți de echipa de consilieri? Eu aș spune așa, ca jurnalist, că o revelație a acestei campanii a fost pilotul Adrian Anghelescu, adică un feedback pe care l-am avut și noi, presa, și are fani inclusiv printre adversarii politici, adică un tip extrem de inteligent, da, și abil. Adrian chiar e un tip ok, îl apreciez și eu foarte mult. Știi ce m-au întrebat oamenii? Giurgiuveni este viitorul candidat la primărie al PNL-ului? Credeți-mă că nu o persoană m-a întrebat lucrul ăsta. Sincer, n-am știut ce să răspund, că chiar nu știu ce e la dumneavoastră acolo. Why dar not? E prematur să spunem. Dar a ieșit acest... în evidență în această campanie. Doamna Dragulin, mai are la dispoziție încă 3 ani jumătate. Da. Și luările de poziție din Consiliul Local. Sigur, eu un tip inteligent, cult, deștept, îl apreciez, nu ajungea să fie ceea ce este astăzi altfel. Noi am respectat în primul rând toate prevederile statutare pe care le are PNL-ul. Adică 30% femei. Uh-huh. Și avem 30% femei. Din 7 consilieri avem 3 doamne, aproape jumătate. Și la județ la fel. Societatea civilă. Vedeți? Adrian. Da. Profesioniști. Am încercat pe cât se poate să avem oameni noi. Uite că la municipiu am venit cu o garnitură de oameni noi. Le dăm posibilitatea, sigur că e greu. E greu să faci voturi, să aduci voturi cu oameni care n-au notorietate. Trebuie să ai un aparat foarte puternic în spate, să ai alte metode prin care să aduni electoratul ca să dai încredere acestui nucleu de oameni noi pe care îi promovezi. Eu sper din tot sufletul că în următorii 3 ani și jumătate, și le-am cerut să facă opoziție, deci consilierii județeni și locali, ei trebuie să fie primii care fac opoziție împotriva primarului și a președintelui Consiliului Județean. Dar le-am cerut o opoziție constructivă și profesionistă. Le-am promis că nu mă voi implica și nici nu m-am implicat până acum, n-am dat niciodată indicații cum să se voteze sau cum să voteze cineva. Trebuie să voteze după propria lor conștiință, dar mai presus de toate, trebuie să voteze după ceea ce este legal, ilegal, astfel încât cetățeanul să aibă un câștig din votul lor. Așa e normal. Și până așa acum văd că au făcut-o. Vinerea trecută am luat un consilier local lângă mine în conferința de presă, pe domnul Mihai Matei. A avut așa un pic de atrac, că nu e ușor să, dacă nu ești obișnuit cu microfoane, cu camere, cu televiziune. A venit cu argumente foarte competente. Sigur, trebuie să mai lucreze un pic la modul de exprimare și va fi bine. Eu cred că avem consilieri. Da, important e să reprezinte interesul cetățeanului, că știți asta cu exprimarea. Lăsați-mă că... Da. Ei, contează, doamna. Contează, da. Contează foarte mult. Trebuie corect să fii convingător. Dacă nu ești convingător, da, degeaba explici ceea, da, ce explici. Știți că și ai, lăsați-mă, că am văzut copilărie... eu niște... Păi nu știu, eu vă las. Nu știu ce ați văzut, dar eu mi-aduc aminte că liceu sau în școala generală din ciclu 2, după ce am trecut de cei 4 ani, sigur, învățătoarea era una. Dar vă aduceți aminte și dumneavoastră și telespectatorii că faci distinție chiar ca elev între un profesor care are metodă bună de predare, de convingere, față de unul care... Îl iubești pur și simplu. Vedeți? Da. Cum vedeți momentul ăsta? Nu știu, hai să discutăm așa despre poziția fiecarei formațiuni politice de la această oră și vedeți, PMP, UNEPR, uite că...
au prins glas. Da? Traian Băsescu, bine, PMP-ul nu stă. Traian Băsescu, știți, un clasic încă în viață. Așa. Al politicii dâmbovițene, a zis că va ieși din politică doar cu picioarele înainte. Mm-hmm. Știm despre cine este vorba. Celebru președinte Iliescu. De vreo 10 ani n-am mai auzit și nu se mai implică. Deci nu e adevărat ce a spus. Dar cred că Traian Băsescu, care n-a spus-o, e singurul care chiar va ieși cu picioarele înainte din politică, nu se va putea abține. Mă surprinde să văd că din calitatea lui de fost președinte, două mandate, dumneavoastră când ești președintele țării, nu prea te mai bagi în tărâțe ca să te mănânce porci. Dar lui îi place. Da. Lui îi place. E un jucător. Beneficiez de oportunitatea pe care mi-ați dat-o acum să fac câteva completări. Vedeți, noastră, fostul PDL tot plătește polițe. Așa. Pentru tăierea de pensii și salarii. Știți că nu partidul a făcut asta. Asta a venit la inițiativa unui om. Și omul ăla a fost Traian Băsescu, care și-a asumat. Și acum mă gândeam. Și chiar a făcut-o Traian Băsescu. Văd. El a ieșit la tribună și a spus, a zis, domne, spun eu. Nu, uite, nu vă las. El a impus. Eu nu știu, eu nu eram în politică în perioada aia, da. Dar mi-e greu să cred că vreunul din guvernanți... Că l-a trimis, da, Boc să, da, spună. Hai să fim serioși, că și pe Băsescu conduce cineva în țara asta. Sigur, altfel că s-au aliat cu UNPR-ul. I-au înghițit, nu e că foarte s-au bine. E un pas. Bine, a înghițit, știți cum, acum ca să glumim în domeniul meu de activitate, se spune că totdeauna peștele mare înghite peștele mic. Vedeți o alianță? Aici mi-e greu chestie să spun asta, pentru că amândoi sunt la fel de mici. Adică am ghițit ghiborțul obletele sau ceva, că nu sunt... Vedeți o alianță între? În viitor? Nu știu, PNL, PMP? Eu, din câte știu și cât cunosc eu Partidul Național Liberal, și chiar îl cunosc foarte bine de la vârf și până la ultimul om, cred că cu atât timp cât Băsescu este conducătorul formațiunii, va fi greu să te înțelegi cu el. Cum greu va fi, nu știu, în toamna așa, singurei, că uitați-vă și PSD-ul cu alte prieteni, dar vedeți ce se întâmplă, până la urmă noi discutăm acum, hai, ce se mai întâmplă, dar uitați-vă, am văzut cu Bogdan Olteanu, lovitură. Deci, lovitură. Cu Tăriceanu, o altă lovitură. Doamnă, nu nicio lovitură. Dacă, și eu sunt convins că DNA-ul are probe. Eu nu cred că te ia DNA-ul ăsta, că nu te ia după stradă, hai să te arestezi fără probe. Dacă au probe și sunt convins că au probe, foarte bine le faci. Să ia pe toți. Dar pe toți și cât se poate mai repede. Uh-huh. Să ia, că altfel nu se scapă, da, de societatea. Da, aduc prejudicii de imagine, știți? Păi Bogdan Olteanu ce prejudicii să-mi aducă mie sau nouă PNL-ul? Ce s-a implicat Bogdan Olteanu în PNL? Și asta știți cu prejudiciul de imagine vă contrazic. Cineva vrea să-i invoce, are acolo. Haideți că vă contrazic eu acum cu prejudiciul de imagine. Dom'le, cei de la ALDE au recunoscut Dragnea, că... Liviu Dragnea e condamnat în instanța finală, supremă. E președinte de partid. A adus vreun prejudiciu Partidului Social-Democrat? E corul ăla. Contează la PSD vreun condamnat sau vreun suspect? Nu. La ei, din contră, își fac un titlu de glorie, să victimizează, vai, că nu știu ce, că eu n-am scos decât la vot. Am fost condamnat că am vrut să-l înlătur scos pe Băsescu. La vot, da, ce... Nu, am vrut să-l înlătur, deci, pe Băsescu. Așa că să ducă și Olteanu și Dragnea și toți care au dosare penale și probleme să se ducă. Bun. De unde a bătut vântul, domnule Gheorghe Ștefan, în mutarea asta politică a celor de la Mișcarea Liberală? Cine, pe cine a vrut? De la mine. De la dumneavoastră. De la recunoașteți. Mine a bătut vântul, da. Da, eu știți că sunt onest și recunosc cu franchețe ce fac sau ce nu fac, pentru că atât timp cât am convingerea că fac bine... N-aveți niciun fel de resentiment gândindu-vă că au plecat într-un moment extrem de delicat? Nu, n-am resentimente pentru că știu condițiile în care au plecat, că doar eram aici, au plecat anul trecut.
Și le dați dreptate, dacă știți condițiile? Nu, dau dreptate tuturor. Stați să vă explic și vedeți că lucrurile sunt... Deci, anul trecut, prin perioada asta, când domnul Beian a fost pus copreședinte cu mine, conform statutului, domnia sa putea să schimbe din componenta liberală a Biroului Politic Județean și a Comitetului Județean Executiv, să schimbe din componenta liberală pe cine vrea, ca să-și facă echipă, e firesc. Da. Și dânsul a găsit de cuvință să înlocuiască câteva persoane, printre care și domnul Stănișteanu, cu alții. Domnul Stănișteanu nu s-a mai regăsit, s-a supărat. S-a supărat de la... A coincis și cu... Stați, lăsați-mă cu sondajul ăla intern. Da, s-a supărat și de la sondajul ăla care a fost și am... Da, dar știți că în emisiunea mea, în emisiunea pe care eu o moderez, domnul... Păi, vă spun eu. Deci a declarat textual, indiferent de rezultatul acestui sondaj, rămân în PNL, dacă sunt pe locul 2, îl susțin pe... Aveți încredere în cuvântul domnului Stănișteanu? Sau vorbim așa la televizor? Doamna Dragulin, politica asta e ca și matematică. E simplă. E foarte simplu. Politica se face pe voturi. Matematica înseamnă numere, înseamnă logică, înseamnă aranjament. Dacă noi la alegerile locale mai aveam aceste 800 de voturi pe care le-a luat Mișcarea Liberală prin domnul Stănișteanu, aveam majoritate, astăzi aveam majoritate în Consiliul Local. Despre asta e vorba, domnule Ștefan. Și eu vin și vă întreb, îmi pot permite eu pentru următoarele alegeri să las 800 de voturi în altă parte? În același timp, Noru Stănișteanu a spus că evident că dacă ne vom întoarce, liberalii vor trebui să accepte și condițiile noastre, că am obținut 12% la municipiu și 9% la județ. Ce dracului! Am negociat condițiile astea. La prezența aia la vot, 800 de voturi, ce înseamnă 800 de voturi? Păi 800 de voturi. Ce condiții v-au pus? Absolut firești și logice. Să aibă și ei reprezentanți în forurile de conducere da, la municipiu. Am văzut ce știu de... E de foarte, mi se pare... Marius Ghinea, da, cerut, e un tip care promite da, la... Da. Și domnul Ghinea, dar, și toți. Adică chiar mi s-a părut că dorințele lor sunt pertinente, corecte, să aibă 2 reprezentanți în Biroul Politic Județean și 3 la municipiu. Vicepreședinți, da, ia spuneți-mi, dacă ei au avut 800 de voturi și o curtați și pe Liliana Ciobanu, care a avut 1600, ce-o faceți, președinte? Ce-o faceți? Adică, așa, știți, o logică simplă, ne amuzăm, nu? Ce-i oferiți? Eu sunt dator. Și știți cum a luptat femeia singură? Da, da, da. Și v-am spus totdeauna că eu apreciez pe Liliana Ciobanu, i-am apreciat și activitatea în Parlament. Și cu mult curaj și multă asumare. Cred că e una dintre... cei mai activi parlamentari pe care i-a avut Giurgiu în ultimii 4 ani. Da. Am avut o discuție și cu dânsa, i-am oferit, eu acum nu pot să ofer decât locuri de muncă, doamna Drăgulie, dar muncă gratis, în partid. Nu suntem, n-avem nici Consiliul Județean, n-avem nici... N-aveți ce să oferiți. De asta vă spun că că Noru Stănișteanu a spus, doamne, trebuie să accepte niște, că 12% așa nu înseamnă atât de puțin. 12% înseamnă 12% din scorul candidatului nostru. La municipiu. Da, pentru că noi am avut 7900 de voturi și eu am avut 800 și ceva, deci ceea ce înseamnă 12%. Așa. Da, și ne-am înțeles. Dar vă dați seama că dacă nu plecau, că dacă nu plecau... Dacă, și cu parc, ce să facem? Da. Dacă nu plecau, poate că aveam deci primar... Pentru 3 voturi... Pentru 3 voturi n-am avut al 8-lea consiliu. Al 8-lea și PSD nu mai avea majoritate. Adică... De-aia vă spun că politica e simplă ca și matematică și logic. E pe voturi. N-ai voturi, stai acasă. Eu sunt dator să cresc numărul de voturi ale acestei organizații. Sigur, în măsura în care pot să aduc și oameni de calitate, este și mai bine. Și să știți că între cei care au venit de la Mișcarea Liberală sunt foarte mulți oameni de calitate. Și i-ați menționat și dumneavoastră.
Da, și nu ne vom opri. Marius Ghinea și atât. Mie îmi place de domnul Ghinea, nu-l cunosc foarte bine, dar în discuțiile și care a și afirmat că n-a plecat din PNL, pentru că după ce a expirat mandatul în 2012, n-a mai făcut politică, după care așa prietenește, nu știu cum, cu Noru Stănișteanu, nu știu, a intrat în echipa asta, dar nu este un plecat. Adică eu nu-l asociez, chiar dacă au fost într-o echipă, așa... ne întoarcem la Liliana Ciobanu. În ce stadiu vă aflați cu negocierile? De morulă. Da? Adică păi mai aveți. Incipient. Da. Am avut o discuție cu dânsa. I-am propus să vină alături de noi pentru că eu nu văd că proiectul PSRO mai e unul viabil sau că vor face ceva la toamnă. Dar poate și... ofertează PSD-ul. E cererea și oferta. Știți cum e? Ca la piață. Ce să facem? Unde domnia sa, unde obține cele mai mari avantaje, acolo se va duce. Dar ca să repet, PSRO-ul clar că se va termina cu ei și atunci ar fi păcat pentru munca pe care a avut-o până acum să se irosească, să nu-și continue proiectele sau obiectivele pe care și le-a propus politic într-un partid mai mare. Sigur, noi nu suntem astăzi cel mai mare partid din Giurgiu, e PSD-ul, poate să se ducă la PSD. Dar eu cred că e așa prin ceea ce face în activitatea de zi cu zi, mai e degrabă liberală sau apropiată liberalismului decât politicilor sociale. Și ținând cont și de faptul că eu totdeauna am subliniat și ați văzut cum am și ținut de cuvânt că am pus 30% femei și că îmi place să lucrez cu femeile și încurajez rolul și cred că poziția și femei în, mă rog, dacă spuneți noastră, eu încurajez foarte mult rolul femeii în politică și în viața socială de zi cu zi. Și da. Le apreciez. Așa că aș fi onorat dacă ar veni la noi. Da, bine, acum știți cum cu femeile. Acum Liliana Ciobanu nu mai este doar o femeie așa. Și este un politician și a demonstrat. Acum a demonstrat cu vârf. Cu atât mai mult că e politician, da. Femeie de care chiar avem nevoie și cred că e nevoie de ea în orice formă. Ați pune-o pe liste la parlamentare dacă și-ar dori asta? Mi-a venit acum în minte. Eu mă gândesc că ar putea să cea. Pun-o în măsura în care sigur, acum nu poți să pui ultimii veniți să-i pui în față, că n-ai cum să faci lucrul ăsta. Sunt niște reguli și aici. Și eu am spus-o totdeauna, după gradul de implicare și după cantitatea și calitatea muncii depusă de fiecare în partid. Da, am avut o discuție și în sensul ăsta. I-am lăsat timp de gândire. Înțeleg că e în concediu. Când o să vină, o să... V-ați gândit la niște nume pentru toamnă? Bine, dumneavoastră sunteți... Da, e prematur. Deocamdată în septembrie vom face lista finală. Mm-hmm. Condiții, nu știu ce... Sigur, noi nu suntem în situația în care e PSD-ul. Acum e prin scorul pe care l-au, practic au jumătate din parlamentarii pe care îi poate avea județul Giurgiu, adică 2 deputați și un senator la 57%. Acum rămâne să vedem cât de mult, ce scor vom scoate noi și cum se va împărți, pentru că nu se mai candidează pe colegii, o să fie vot pe listă și al doilea sau al treilea vor intra sau nu pe redistribuire la nivel național. Mm-hmm. Adică o să fie și un joc de al cifrelor, că iar ne întoarcem la matematică. Dar eu îmi doresc, am spus-o din totdeauna de 2 ani de zile, îmi doresc să candidez la Camera Deputaților, pentru că acolo Comisia Decizională pe Agricultură e la Camera Deputaților și nu la Senat. Altfel nu-mi place să mă duc la Senat, să candidez la Senat ca să vin cu niște propuneri care se duc la Camera Deputaților și acolo se aprobă sau nu se aprobă, sunt sau nu viziunile mele aprobate. Da. Vreau, nu-mi place să fiu așa, să muncesc degeaba. Ori mă implic și susțin un proiect, o idee, ori dacă nu, nu. Aveți ceva în minte că vă văd parlamentar, nu știu.
V-ați gândit la ceva anume? De Giurgiu Ven, de votul Giurgiu Venilor. V-ați gândit la ceva anume? Sau punctați? Nu știu, atunci când vă faceți campanie, amintiți oamenilor, de exemplu, despre legea Marin Anton? A legea supermarketurilor. Da, e o lege foarte bună din punctul meu de vedere. Este o lege extraordinară, dar să știți că... Însă, există un însă. Există un însă, asta vreau să vă spun. Și eu am susținut-o în Parlament, fiind președintele Comisiei de Agricultură a Partidului, am participat la întâlniri. Inițial, legea a fost concepută pentru sectorul de legume și fructe, acolo unde e lanțul scurt și se potrivește foarte bine. Pentru carne, pește și produse de origine animală, legea e greu de aplicat. Pentru că noi, astăzi, România, importăm 90% din consumul de pește, carcasă, de porc și vită. Da, pentru că nu este... Și atunci, dacă eu n-am materie primă, cum să forțez supermarketul? Păi cum, uite așa, să asta oferiți suport pentru producătorii din România, care fac greve, care sunt supărați. Noi n-am mâncat doar din import. Suport există, da. Suport spus... legal, încurajați. Eu am văzut niște proteste după această lege pe care au salutat-o, au ieșit revoltați în stradă că se încearcă sufocarea lor. Înțelegeți? Sufocarea a producătorilor... Păi nu, legea tocmai, că nu-i sufocă, că în condițiile astea nu legea, supermarketul nu legea. Să aibă 51% produse românești. Nu, ci alte... ordonanțe, alte, stați că trebuie să nu știu ce, trebuie să aveți nu știu ce. Legea e foarte bună. Legea este foarte bună, doar dacă mă lăsați să vă explic, vă explic. Nu că sunt... Din punctul meu de vedere, legea e bună pentru producător, sună bine, însă e un pic populistă. E un pic populistă. Pentru că vine și se amestecă într-un acord economic între doi agenți economici. Statul nu trebuie să facă lucrul ăsta, să vină și să se amestece în acordul economic. Și să intermedieze economic. Și să... E foarte bine că în lege s-a trecut să nu se mai plătească comisioane, taxă de raft și ce mai vreți noastră. Însă să știți că supermarketurile totdeauna vor găsi ele o portiță. Eu am lucrat 20 de ani cu unul dintre cele mai mari supermarketuri din România. Ca să nu-i dau numele, ca să nu-i fac reclamă. Și acum știți ce fac supermarketurile după legea asta? Eu trimiteam 2 tone sau 3 tone odată pe săptămână la depozitul lor logistic de la Chiajna. Uh-huh. Acum, pentru că nu-ți mai ia comisiuni, că mie îmi convenea foarte bine înainte până în lege că duceam produsul tot la el, el îmi plătea întreaga cantitate la 7 zile și o împărțea el cu camioanele, că lua 100 de kilograme de conserve de pește, 100 de carne, de fasole, de ce lua el, își făcea camion mix din astea și le ducea la Timișoara, la Cluj. Acum supermarketul zice, nu mai aduci la platformă, că nu mai poți să-ți iau comisiuni de distribuție. Vii tu la Cluj, 100 de kilograme de conserve. Păi nu iau pe mere, ce dau pe pere. De asta vă spun că vom vedea efectele. E bună pentru momentul despre asta vorbeam și sună eu. Bine. Pentru mine, care sunt om de afaceri de 23 de ani, e un pic populistă, dar să vedem ce se va întâmpla. O să o amendăm, o să o îmbunătățim. Știți că orice lege e amendabilă. Se poate umbla la ea. Dar e un pas înainte. Iar în ceea ce privește sprijinul producătorilor, aici statul a făcut-o în ultimii ani pe programele europene, pe PNDR, spre exemplu, s-au cheltuit, slavă Domnului, am avut 20 de miliarde de euro. O să mai avem încă 20 de miliarde de euro până în 2020. Dumneavoastră gândiți-vă că până în 2024 România va avea 60 de miliarde de euro doar pe agricultură. Uh-huh. Eu cred că dacă ne dezvoltăm cu cap, problema e alta. Că nu s-a făcut nimic pe spațiu rural, pe satul românesc. Satul românesc a fost privit până acum și de asta eu vreau în Comisia de Agricultură, că am altă viziune. Eu am lucrat foarte mult pe Delta și toți politicienii priveau Delta asta și toți spun, da, ce frumoasă e Delta. Păi oameni buni, Delta e populată. Noi putem spune ce frumoși sunt munții.
Dar acolo ai niște sate. Dacă satul ăla mi-e frumos și mie nu mi-o oferă, dacă localnicul ăla din Delta nu mă duc și să-mi facă el borș de pește, să-l văd cum trăiește, dacă nu fac nimic pentru el, atunci degeaba am o Delta frumoasă. Adică dacă vom continua să vedem așa golit de conținut spațiul rural, asta nu e bine. Și aici PSD-ul a greșit foarte mult și în special domnul Dragnea, pentru că el când s-a dus la Ministerul Dezvoltării a luat măsurile de asfalt, de canalizări, de gaze, de băncuțe de la țară care erau pe Programul Național de Dezvoltare Rurală și se luau prin finanțări europene, le-a mutat la Ministerul Dezvoltării Regionale și se fac toate astea din bani naționali. Pentru că nu mai faci licitații, că nu trebuie să mai faci lucruri de calitate și așa mai departe. Dar în condițiile astea ce ai făcut? Ai distrus satul românesc. Că n-ai viziune, nu poți să ai o politică la Ministerul Dezvoltării. Dacă satul ăla are ca obiect de activitate agricultura și oamenii ăia să le păstreze obiceiurile culturale, religioase și așa mai departe, n-ai făcut nimic. Dacă am îmbogățit niște primari și atât. Și atât. I-am făcut latifundiari. Voilà. Da. Plecați în concediu. Da. O să postez din concediu. Așa, cum i-ați obișnuit. Pentru că ultima dată am fost în India și am postat, am postat cu turbanul ăla. Și naționalele. Ia uite unde se plimbă. Da. Domnule, pe banii tăi te poți duce, eu nu sunt angajat la stat, nu sunt nici parlamentar, nici primar, am o viață, dacă nu mă pot bucura de viața asta, n-am furat de la nimeni, nu sunt acuzat de nimic, îmi iau nevasta și copilul și mă plimb, ce să fac? Dar să știți că un om dacă poate să facă asta, mie mi se pare lucru suprem, să călătorești. Uite, eu când o să închid ochii, cred că o să, cu siguranță, o să văd cel mai frumos peisaj pe care l-am văzut în viața mea. Raiul pe pământ, raiul pe pământ, Machu Picchu din Chile, din Peru. Așa am fost, eram dezamăgit, într-o ceață, învolburată, nu se vedea nimic și la un moment dat, la 4800 de metri altitudine, în jungla amazoniană, au dispărut toți norii și a apărut Machu Picchu în toată splendoarea lui. Am simțit că leșin de frumusețea peisajului respectiv. Așa că dacă poți să faci, iau ceva după mine. Nu iau nici casă, nu iau nici mașină, nu iau nimic. Dar amintirile, cultura, educația, cred că poți să le iei în altă viață. Și asta de India, că am fost în decembrie în India și cu postare, eu unde călătoresc îmi place foarte mult să studiez despre religia statului respectiv. Așa. Pentru că, din punctul meu de vedere, religia înseamnă tot în educația și creșterea unui om. E important să știi, da, ești hindus. Ca să ai un dialog cu un hindus, să știți că și în codul bunelor maniere, vedeți că se vorbește, aia pentru care înseamnă totul. Religia este un subiect sensibil pentru orice locuitor al globului. Dacă știi câte ceva despre religia lui, alta decât a ta, apoi poți să încropești un dialog și... Bun, și în India, viața bărbatului e împărțită în patru. De când te naști până la 25 de ani, viață de acumulare intelectuală, educație, înveți. De la 25 până la 50, acumulare materială, copii, casă. După 50, începi să te apropii de divinitate. Ei, eu pentru că am trecut de 50 și mă duc în Israel, că, copil fiind la mine la țară, auzeam și eu când preotul predica și spunea de mormântul sfânt, de Galileea, de Ierihon, și vreau să mă duc și eu să le văd, să văd ce feeling am, ce simt acolo. Deci, why not? Da, păi, dar de data asta cred că nu vor mai comenta. Pentru că dacă vor să comenteze, comentează și dacă mergeți la Căciulata. Așa e, și la Căciulata, da. Păi da, și am ajuns la finalul emisiunii. Și fără pauză. Fără pauză, știți că aici lucrurile se întâmplă repede și fără pauză. Cum vedeți localele peste 4 ani? Localele peste 4 ani, ce întrebare grea. Bună, dar grea.
În 3 ani jumate multe se pot întâmpla. Așa. Și aveți o viziune, pentru că sunteți foarte concentrat pe toamnă. Sunteți președintele organizației, dacă aveți o viziune la lung. E firesc să fiu concentrat pe toamnă și să o luăm așa, step by step. Da. La fel de firesc e să aveți o țintă. Eu, peste 4 ani, voi prezenta în mare majoritate candidați tineri. Vreau să schimb paradigma asta cu... Vreau să păstrez linia asta în care să avem... La locale? Păi ați zis peste locale, peste la tre. Da. Da. Vreau să nu cad în păcatul PSD-ului și să am primarii ăștia de care vă menționam, multilatifundiari care să se comporte cu cetățeanul ca și cu sclavul lui. Mă doare sufletul să-l văd că după ce că îi lucrează pământul, nu îi dă bani, nu îi face nimic. Pe cine a spus ochii? Ia spuneți-ne. Că ați zis tineri. Da. Și mă gândesc la primul eșalon, așa. Pe cine aveți în vizor? Păi și la... Nu vă dau propulsați. Nume acum, nu vă dau nume, dar dacă vă dau un exemplu, am pus președinte la organizația municipală un tânăr. Poate Cosmin foarte Marciu. Bine să se pregătească, are la dispoziție 3 ani dacă va crește organizația, dacă o să stăpânească, dacă o să o conducă onest, are ocazia să capete notorietate. Și, da, am pus purtător de cuvânt un alt tânăr, de Gigi Vlad, de 38-39 de ani. Îmi doresc să lucrez cu tineri și, repet, cu femei. Pentru că femeile asigură îți dau mai multă siguranță, seriozitate, sunt mai oneste în comunicare și în procesul ăsta de management cu cetățeanul. În județ trebuie să identificăm. În județ e foarte greu. În județ o să fie foarte greu cu actualii primari, nababii ăștia ai PSD-ului, pentru că mi-e greu să cred că în următorii 3 ani nu vor acumula și mai mult, nu vor deveni și mai puternici. Dar eu sper că în 3 ani de zile să fie și instituții ale statului care să-și facă datoria, și cetățeanul să se trezească un pic. Din nefericire, la țară, depopularea asta este masivă, este accentuată. Vedeți că tinerii nu mai vor să stea la țară pentru că nu s-a încurajat business-ul și altul decât cel agricol la țară. Noi în programul de guvernare pe care o să vi-l prezint în campanie, că alegerile parlamentare se referă la programul de guvernare, iar contribuția pe agricultură este a mea și de spațiu rural. Vreau să schimbăm un pic paradigma asta. Și că am ajuns la subiectul ăsta, eu am convingerea că în toamnă Partidul Național Liberal va forma guvern. Cu ziceți cine? Dumneavoastră. Da, cu cine, eu nu știu cu cine, dar... Când vă întoarceți din concediu? Stau 2 săptămâni în Israel, pe 20. Cine ia decizii în locul dumneavoastră? În aceste 2 săptămâni o să avem miercuri biroul politic județean și comitetul județean executiv, avem vicepreședinți, avem prim-vicepreședinți, sunt destui care se ia, însă lucruri importante în următoarele 2 săptămâni, fiind lună de vacanță, toată lumea e plecată. Poate vine doamna Liliana Ciobanu la o negociere rapidă. De... Poate să aștepte până mă întorc din concediu, acum să fim serioși. Dacă dânsa e în concediu și nu o deranjez, o să înțeleagă și reciproca. Că și astăzi am avut biroul politic național și următorul va fi pe 22 august. Totuși avem dreptul și la... Așa este. Păi, concediu. Ce să vă spun, vă doresc un concediu plăcut, să vă apropiați de divinitate, să aveți un feedback așa cum vă așteptați dumneavoastră, să fie o împlinire călătoria asta. Vă mulțumesc pentru prezența. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și telespectatorilor dumneavoastră că au avut răbdarea să ne asculte aproape o oră. Doamnelor și domnilor, și eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit astă seară. Nu uitați, vă dau întâlnire joi la o nouă ediție. E timpul să vorbim, unde vom ataca un subiect extrem de fierbinte, cantina socială, desființarea cantinei sociale. Până joi, rămâneți cu TV Giurgiu, numai bine!